să evaluăm damage-urile. Stai, runcul damage. De la runc. Damage runcul. De la runcul. În primul rând este acesta, grupul, nu? Grupul pe față. Grupul pe față, uite, am primit o lovitură, scurge ulei. Da? Blindajul e numai povestie. Blindajele sunt distruse. Ce mai avem? Capete de vară. Capete de vară. Aha. Capă de bară le joacă. Da. Reductorul. Nu? Reductorul de la pierde ulei. Pierde ulei. Trebuie văzut. Ori semering, ori ceafi. Vezi că și aici ai ceva. Asta. Ala e semeringul din spate, de noi și ăla. Aha. Da, acolo nu e umed, numai un pic. Asta e numai umezit. Trebuie frânele. Încă una, da, încă una. Aia de spate, că e spate. Am tăiat, a fost spartă conductă, așa am sugrumat-o noi. La concurs. La fața locului acolo. Da. Pe teren. Da. Și cutia, că n-am ulei în cutie, am verificat și nu am ulei. Cam puțin, da. Da. Poate de asta nu merge așa de rotund cutia, nu schimba cum trebuie. E posibil și din cauza aia, dar de la ulei. O să-i schimbăm uleiul? Ia să ne... Normal că ulei puțin smucea între viteză. Nu sunt da, da. Nu, no, păi atunci... Unde-i? N-ai șters-o. Ce s-a întâmplat? Și asta de valoare, dar mai mult un pic. Ia, da. Nu știu, nu e să pe cât de asta? 5. 5 kilo. Bun, și a mea? A mea e uite aia. 5. Și asta? 8 kilo, deci 8,5 chiar. Și asta ce înseamnă? Opune rezistență la trecerea curentului prin ea mai mult. Aha. Nu, hai să o punem pe alaltă, să vedem la ce diferență poate să nu. Deci ce repară mai aici? Schimbare buc și brațe. Punta în spate. De la braț spate. Brațul spate. Uite. Aha. Crucea cardanică. Le schimbăm pe alte amândouă. Da, nu pare să joace. Oh, le schimbăm pe amândouă, dar n-am comandat-o numai una de acolo. Mai alea de acolo, din capătul ăla l-ai comandat. Da, numai ăsta. Dar no. Cred că la fel. Nu. No. Păi îi las numai pe aia atunci. Ai să le pus? Le-am pus, da. Sigur. Cum e? Mai mișcă? Numai. Ce să miști betonul ăla? Bun. Aici cu alimentarea am putea de exemplu, vezi, să mergem direct deasupra cu ea. Zis Călin că să anulăm în filtrul ăsta, că nu e treabă două filtre, deci ăsta nu ne mai trebuie, jos cu el. Da? Da. Și de unde vrei să-l tai, să-l ducem? Nu, eu că de aici să-l tăiem, să-l băgăm drept în cabină de aici, exact. Să rămână până exact. Acolo. Că normal aici e problema. De aici încolo nu e problemă, nu? În față. Sau să-l aduci prin față, prinăuntru. Ce tu zici că de aici nu e problemă încolo? A, păi unde, că acolo n-ai zis agată în el. Ai zis că-i pus tot pe șasiu, pe șasiu. Aha, nu. No, da, aici, nici aici nu e problemă, problema a fost acolo. Atunci aici îl băgăm sus. Aici în altă bucată, dar la asta încă o rămas siguranța aici. Știi? Nu-i mai la mijloc ca la cealaltă, vezi, mă?
Bagi aici și mor la tete. Luăm înapoi cadranul și schimbăm să venim de iarnă și... Am luat unul pe original, să vedem ce a zis și el. Ok. Cardan, ajuns. Ce zici? Nu vede nimic. Am vedea la concurs cum a fi. De ce îmi curge ulei din reductor și trebuie să-l scoatem afară să... Punem altul semerin. Altul semerin. Semerin. Și n-ai cu trichet. Uite cât ulei numai în reductor, îți dai seama. Bine că mai curs un chip și când am ala ce-o făcut pe fântă din el. Da? Când am scos cardanul din spate. Chiar în ulei. Deci ăsta tot e din reductor, cât ești. Bucșaia de la reductor. Ia trebuie Mihai. Ulei în grupuri. Mă văd vreo 3000 de paze. Ia, am cu Bojanu și cu Iacobiotu și cu Foiu, să mergem, mă rog, să provăm patraulele astea noastre. Eu mă duc după tun la 5. După ce? După tun. Hai mă, că te tund eu, bă, că știu mă tund de seara. Tun, în deal. În deal, mă, eu cum așa. Acolo, mă, te tund. Dar când ți-ai la tun? Cablu de ce ăla? Cablul ăla de ce vine la cutia de viteză de aia, pentru accelerare. Aha, bun. Ia du-te, trage el acolo din față, să văd, să mișcă. Băieți, am primit raportul de 5285. Hai să-l calculăm. Unde-i? Să-l măsurăm să vedem dacă e bun. Am mai făcut un semn, nu are unde. Aha. Uite aici. Bun. Hai să măsura. Deci, 1. Tu numeri că eu învârte. Da, tu învârte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 34, 35, 36, 37. 37 de dinți corona, așa. Da. Atunci, să vedem pinionul de atac. Pinionul de atac. Da, e ăla, bun. Deci avem 1, așa, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Și facem un calcul. Ia să vedem. La, aici e soare. 37 împărțit la 7, așa? Da. 37 împărțit la 7 egal? 5285. 5285, 7. 7, bine, dar primele 4 cifre suficiente. Da. Bun, deci raport. Cablul de la cutie, sau ce? Da. Zonc. Dacă nu dai drumul la cutie mai jos, nu putem schimba cablul ăla. Am vedem dacă... Vedem cum e prins aici. Fii de aici sau? Cine ține? Nu mai puteai băga înapoi. Hai, nu. Dar unde strângeți? Mă duc eu să bag o livieră acolo să duc. Aha. Bun. Ia uite cât mai este. Și aici? Auleu. Mai curge? Stai că nu o să adun niște cârpe. Hai de capul meu, dacă mă arată puțin.
Bă, dar pe cum te... că nu ai acces la acolo, bă. O să avem. Curge, curge încă. Nu, nu. Nu, nu. Care-i filtrul? Nu ce ai el? Așa. Nu ți da? Da. Asta-i tot-i rumă. Ha? Aha. Fu, tot-i luptă asta. Pe timpul să las. Na, am zis că l-am scos până urmă. Mai cu chip cu vai. Aici a fost problema. Da, uite-te și aici. A, bine, și aici, normal. Aici vine cum ar veni sertizat, vezi? Da, s-o... da. Asta se bagă aici și se sertizează cum ar veni. Mm-hmm. Aici a fost problema mare pentru că ea ține de capul ăla stăret. Ok, uite, uite, vezi? Mm-hmm. Uite. Contrar de accelerațiune, uite. Vezi asta, dacă punem un colier aici? Nu. Înotra de capătul ăla, să vezi că nu vine. Ai văzut? Uh-huh. Ăla trebuie să circule, uite așa. Uh-huh. Lejer. Pentru că arcul ăla nu, un pic trage. Deci asta nu mai, da. Încălzări eventual. Încălzări cu lampa de gaz. Nu mai avem cotru. Da, asta. Da, la nu putem pune. Ce? Trebuie să schimbăm coroana pe asta grup. Ca asta, ala n-are gaură pentru blocat. Ce am zis? Deci să luăm coroana de acolo, punem în asta. Da. De acum pisici în mânsă se desfără. Este ștuș de aici mai subțir, să schimba asta și asta se încălzea cu uscătorul de păr și îl îndești pe el. Și nu mai iasă nici, nu mă rup, mai iasă, nu dai colier pe el. Crezi? La... șuruburile alea de la... astea de la punte. Aici ai problema. Ce? Cu ăsta, cu aerisitor, știi de atunci. Nu știu cum l-o fac, mai că... Hai, vedea tu la mașină de găurit. Găurim pe mijă. Da, și după aia ce faci? Până... după aia punem... am de la ce se destrânge, cum ar veni. Să tra... el se înfiletează după stânga. În gaur. O să vezi. Și ce faci acum? Ai bagi planetara înapoi? Da, ai pus raportul? Încolo, gata. Da. Mai trebuie pe față, nu? Da. A, pe partea la altă e bună și ai băgat raportul, e ok tot. Și funcționează și blocantul. Sigur. Uh-huh. E bun. Da, de ce pui din ăla? Silicon să nu curgă, măi. Ah. Să nu margă mizerea. Înțeles. Nu, să vedem unde aducem planeta aici. O, dar ce de... ce de vaseline ai băgat? Păi nu. Acolo.
Deci s-a rupt aerisitorul la el și vrea să sudeze, să poată să mi-l scot afară și să punem un alt aerisitor ca să salvăm metrierul. De putem de soare. Da? Am să sperăm, nu? Nici vorba, s-o rupt. S-o rupt, da. Așa tare să fie, măi. Lu de cititorul de accelerație. Cititorul de accelerație. Ne-am chinuit un pic. Da. Și l-am pus. Păi să mai punem și furtunile astea de la sonda Landa cumva mai sus, dacă se poate, să le legăm undeva. După ce punem da. Asta, capacul, da. Baia de ulei. Asta cred că nu o folosim, deci ori le-am schimbat o dată. Să le schimbăm o dată. Nu știu. S-o mai strâng și nu vând, dar nu cred. Ce zici? Ce, nu din amână nimeni, ce-mi să zic? Ne păcăști de grubul de pe față sau nu? Să luăm jos măcar. Tu cum crezi, nu? Ia, e strada de 14. Hai, cred că care o face, deci... Sau cum faceți? De-aia vă zici că oră ce, oră ce, nu? Mai sunt ceva? Ia ăla, când îți facem și ăla de sus. Da? Ăla de sus? Și așa este o șapte. Asta o fură aici. Un pic de spumă, un loc de faruri. Niște țeve aici nu trebuie luat deja. Știi ce trebuie luat? Ia, rezervorul ăsta să pun lucrat de la aici. Dar ce trebuie să le iau jos, să pun lucrat, să pun strat de ele, că nu? Ori le încălzim cu încălzătorul. Am venit mai de dimineață la Toma, dar avem mult de muncă. Trebuie să punem grupul pe față, că am modificat raportul. E luat la vechi, la nota seară, mai cât îl punem de la nou. Trebuie să schimbăm bujiile. Trebuie să facem două roți. Am făcut două seară, dar mai trebuie să facem două. Care ne ia vreo două. Trebuie de ajuns din celelalte.
Tu ce avem de făcut astăzi, că e ultima zi, azi miercuri. Miercuri, da. Dimineața trebuie să plecăm. Multe avem de pus astea două bad locuri, la două roți, da? Da. Ce mai avem de făcut? Ne pus grupul de pe față. Grupul pe față. Ce mai avem? Alimentarea. Să facem alimentarea, că vrem să o tragem prin înăuntru. Să vrem să tragem frânele prinăuntru. Trebuie să schimbăm toate uleiurile în grupul, grup față, grup spate. Cutie, motor. Numai să le punem pe scoapă. Da, numai să le punem. Și mai ce? Ce mai avem de făcut? Capetele de bară pe față. Capetele de bară pe față. Bujiile. Și regulatorul de presiune. Și regulatorul de presiune, exact. Da, să sperăm că le încadrăm, dacă nu muncim până la 4 dimineața. Să-i mai murtar ca grupul meu, e? Da, e mai murtar. Așa? Așa. Acolo trebuie să fac. Păi, lasă-l. Așa. Păi mai acolo. Băi, așa n-ai pus bucșa acolo, tot. Ce fac bucșa? Ai, nu treabă, da, să o punem așa. Păi vină? Nu, o pune nou. Bun. Ba, sunt de aici. Scândăm ochii, mai pun tot să ne să... Prinde tu pe ceapă, dacă poți. Că nu cred că o poți, știi de ce? Numărul 2. Este ora 12 deja. N-am reușit să schimbăm uleiul la motor. Asta. Am avut complicații cu roata. Am avut complicații cu roata din față și o trebuie să o desfacem din nou. Așa că mâine, dacă nu lasă aer, e beton. Dacă lasă, asta este. Și n-am schimbat bujiile și uleiul la motor, atâta. În rest am făcut tot.